Deci noi, cu părere de rău, iarăși am intrat în anul 2016. Guvernul precedent ne-a lăsat moștenire arierate la plata subvențiilor de circa 300 de milioane lei. La moment sunt achitate circa în jur de 220 de milioane. Eu cred că în câteva săptămâni sper să reușim să achităm integral toate datoriile din anii precedenți. După asta, pe măsuri ce va fi formulat regulamentul de subvenționare pe anul curent, vom merge deja cu anul curent.